Tratamentul tăierilor rase în benzi alterne presupune împărțirea parcelei silvice care urmează a fi exploatate în benzi aproximativ egale ca suprafață, dar nu mai mari de 3 hectare. Aceste benzi se parcurg în primul an cu tăieri rase. Prima se taie ras, a doua nu, următoarea se taie din nou ras, cealaltă nu, și ultima se taie din nou ras. Profilul pădurii arătând cam în acest fel. Dreapta, stânga, vedeți, rămâne pădurea din restul masivului în afară de parcel. Fiind acum îndeplinite condiții mai bune de lumină și de umiditate, arborii fructifică mai mult, semințele lor ajung pe sol și se instalează în aceste benzi tăiate ras, repet, se instalează o regenerare naturală. După instalarea regenerării naturale, aceste două benzi rămase se taie și ele ras. La final, suprafața forestieră arătând în acest fel. Bineînțeles că tăindu-se aceste două benzi ras, nu mai are de unde să ajungă semințe din arboretul parental, astfel că aceste suprafețe parcurse cu tăieri rase vor fi plantate. Acest tip de tratament este specific molidișurilor.